Cuvânt despre Ioan, grădinarul cel milostiv. Un oarecare grădinar, anume Ioan, era foarte milostiv față de străini, că lucra în grădina lui și toată osteneala sa o dădea milostenie, ținând numai puțin pentru trebuința sa. Iar mai pe urmă i-a pus diavolul în minte un cuget, zicându-i: adună-ți ție puțini arginți, pentru când vei îmbătrâni sau te vei îmbolnăvi și vei avea trebuință de bucate. Și așa adunând, a umplut o ulcică de arginți. Deci i s-a întâmplat lui de s-a îmbolnăvit și îi putrezea piciorul și a dat tot argintul la doctori pentru vindecare, dar tămăduire n-a câștigat. Iar mai pe urmă a venit la dânsul un doctor iscusit și i-a zis: de nu-ți vei tăia piciorul tău, apoi tot trupul tău va putrezi. Deci s-a învoit ca să-i taie piciorul. Iar într-acea noapte și-a adus aminte și s-a pocăit de relele ce a făcut și suspinând plângea zicând: adu-ți aminte, Doamne, de lucrurile mele cele dintâi, pe care le făceam lucrând și le dădeam milostenie. Și acestea zicând el, a stat înaintea lui Îngerul Domnului și i-a zis: unde sunt arginții tăi pe care i-ai adunat? Atunci, dându-și seama, a zis: greșit am, Doamne, iartă-mă pe mine și de acum nu voi mai face așa. Atunci îngerul s-a atins de piciorul lui și îndată s-a vindecat. Iar dimineața, sculându-se, s-a dus în grădină ca să lucreze. Și a venit doctorul să-i taie piciorul și a zis: unde este Ioan? Și i-au spus lui: de dimineață s-a dus în grădina sa. Iar doctorul, înspăimântându-se, s-a dus la grădină și l-a văzut pe el săpând pământul și a proslăvit pe Dumnezeu zicând: fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui de Dumnezeu.